fostul procuror șef al DNA Daniel Morari a atras atenția Laurei Codruța Kövesi, pe atunci procuror general al României, că protocolul încheiat în 2009 între SRI și Parchetul General conține dispoziții ilegale și nu-l va respecta, scrie Gândul.info. În replică, Kövesi afirmă că protocolul a fost aplicat de procurorul DNA și în timpul mandatului lui Morar. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra sesizării depuse de PNL privind înființarea Comisiei de Anchetă a Activității Directorului SPP. Lucian Pahonțu a fost acuzat de Liviu Dragnea că implică SPP în politică, dar liberalii consideră neconstituțională înființarea unei comisii de anchetă. Premierul Viorica Dăncilă este pregătită să discute cu președintele Klaus Iohannis despre salarizare și buget. Șeful statului l-a convocat la Cotroceni pe primul ministru și ministrul muncii Ilia Olguța Vasilescu. În România există oportunități și resurse pentru noi proiecte, însă ritmul trebuie accelerat, consideră specialiștii invitați la conferința Investiți în România, organizată de Ziarul Financiar. Printre frânele văzute de investitori se numără cadrul legislativ instabil, criza acută de forță de muncă și ultimul loc în Europa la calitatea infrastructurii rutiere. Patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu încearcă să dea o lovitură de imagine și să-l numească antrenor pe Adrian Mutu, deși acesta încă nu a obținut licența, proscrie prosport.ro. Dacă varianta Mutu va pica, giurgiuvenii sunt gata să-l aducă pe bancă pe Gheorghe Mulțescu în locul lui Edi Iordănescu, care a demisionat ieri. În ciuda tensiunilor din ultima perioadă dintre Statele Unite și Rusia, președintele Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin la Casa Albă într-o convorbire telefonică avută pe 20 martie. Partea rusă speră într-un viitor dialog serios și constructiv care să pună capăt măsurilor luate de americani pe baza unor acuzații nefondate. Pentru a afla știrile de ultimă oră, intrați pe mediafax.ro.